cum am născut în România. Asta e cel mai mare ghinion. Și cum ați trăit cu asta? Așa, ca rău. De ce spuneți că este cel mai mare ghinion? E cel mai mare ghinion, de mă uit și eu dincolo, că ea lucrează și lucrează pe bani frumos. Că și eu am lucrat aici și am lucrat din greu și am lucrat pe bani mai puțin frumos. Și e un ghinion, nu? Ziua de marți 13 este considerată zi cu ghinion. Marțea se zice din popor că are 3 ceasuri rele. Dacă mai pică și într-o zi de 13, atunci pentru superstițioși această zi este o adevărată amenințare. Majoritatea timișorenilor par să fi găsit calea de a lupta cu cele 3 ceasuri rele prin optimism. Pentru că am 81 de ani și am trăit o viață frumoasă, pentru că așa mi-am construit-o eu. Și atunci, de ce să fiu superstițioasă? Nu? Superstițioasă aș fi dacă aș fi americancă, pentru că americanii nu suportă cifra 13. Ori eu sunt româncă să dea și nu sunt superstițioasă. Doamne, dar în toată viața dumneavoastră aceasta frumoasă, da. Spuneți-mi, vă rog, o pățanie, un ghinion, când chiar ați simțit că a fost un ghinion, a venit de nicăieri. Da, a fost un ghinion acum înspre vârsta asta de 80 de ani, când m-am îmbolnăvit și trebuie să operez. Dar am trecut peste operație cu brio, pentru că eu nu sunt pesimistă. De ghinion, totuși, nu prea au scăpat nici cei mai optimiști oameni. Am făcut o facultate și pe urmă am luat repartiție și m-am dus în capătul ăla al țării și m-am putut întoarce în Timișoara de-abia la pensie. Cum a fost? Cum a fost? A fost. A fost. S-a dus. S-a dus. Da. Iată un ghinion extins pe atâția ani de zile. 38. V-ați învățat până la urmă în celălalt capăt al țării? Păi dacă m-am întors, înseamnă că nu prea. Înseamnă că nu se poate trăi fără Timișoara. Nu știu, mi-a căzut o piatră în cap când meream pe stradă. Și cum a fost? Din fericire eu nu mi-am spart capul, eu căzut prima dată la mântușa mea și a venit salvarea, a cusut-o, era mai mică și atâta. Majoritatea timișorenilor au recunoscut însă că au măcar o superstiție în care cred.